Salut! Noi suntem Cocolix! Și ia uitați, oameni, ce surpriză avem pentru voi! Avem un joc total diferit pentru oameni deștepți. Pentru că nu merge Roblox. la voi merge Roblox-ul. Ia să vedem cine este deștept să apese butonul de Cocolike. Eu aș apăsa butonul ca să fiu deșteaptă, îți dai seama. Apasă pe Roedi, Cristina. Da. Și uite-te, aici este despre inteligență nu artificială și așa... Care animal este cel mai mare? Și tu este clar că este leul. Păi nu, este elefantul. Dar care animal este aici? Și explicăm, deci explicăm. Avem aici șoricelul, avem aici o zebră, un leneș, un elefant și un leu. Și chiar dacă aici pe hârtie elefantul pare mai mare și ai vrea să dai pe el, de fapt ăsta. Na, doi. Scuze, leul pare. Bun. Cred că am zis bine. Leu este, dă-i încă o dată, de pe leu. Hai băi! Jocul ăsta e cu umblă cu din astea. Deci nu e ca în realitate, e vorba pe hârtie. Deci ăsta umblă cu șmecherii. E pentru inteligenți. Zice aici că leul are conturul cel mai mare, forma cea mai mare. Poți pe next. Bine. Cum faci ca să înflorească această floare? Cum florește floare? E să fie soare. Păi soare. Dăm norii la o parte. Păi dă-i norii la o parte. Ce stau norii în fața mea, Cristina? Oh, ce frumos! Uite, e fericită floarea. Cea mai fericită floarea. Deci dați like pentru flori fericite. Ce floare drăguță. Trebuie să punem elefantul în frigider. Cum reușim să facem asta? Nu știu, arată, mă explică. Păi eu zic să deschidem ușa, primul rând. Și tragem elefantul și punem în urmă. Toată lumea știe cu un elefant în frigider la fix. Adică numai dacă e rafturile, e la fix într-un elefant în frigider. Chiar era cu rafturile luate. Ok, că asta a fost simplă. Acum... Ce anume de aici este cel mai aproape de noi? Păi, nori. Soare, nori sau luna cu nori. Semi luna cu eu nori. Eu zic că nori. Dai. A, nu e adevărat că nu poți face așa ceva. O, bă, frate. Când tu ții telefonul așa, nu este soarele că mai în jos? De tine? Ai, Felix! Am greșit tot. Era luna. De as. Ce șmecherie, a? Scumpă. Oh my god, ați văzut cum se refereau de cuvântul as, care e lucrul cel mai aproape. Deci nu te pune cu jocul ăsta că... Zice, amintește-ți că orice, că totul este parte din întrebare. Eu știam, dar am vrut să te pun pe tine, că am mai jucat jocul din astea. Câte bucăți de pizza avem aici? Scrie acolo jos. Dar poți să dai pe plus, pe minus. A, stai să le număr. 1, 2, 3, 4, 5. Dar dacă e altfel, dacă mă fraierești ăsta. Cristina, sunt mai multe bucăți toată lumea de pizza. Știe că sub o felie de pizza este altă felie de pizza. Nu cred. Dragele. Oh my god! Vezi, vă, mai este vreuna? Vezi ce înseamnă? Ce nu să fii geniu la pizza, eu sunt boss. Bă, Felix, se pricepe la pizza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Doamne. Te-a luat prin surprinzăreze, a? Da, nu m-aș la așa ceva. Eu aveam încredere în joc, mă uitam după umbră, după lumini. Și că întotdeauna să te uiți după mai mult. Da. Auziți, v-ar plăcea așa să fie testele la școală. Cum să nu, și după aceea pizza o poți mânca. Asta-i viață. Mamă, cât de mult ți-a plăcut jocul nostru? Foarte mult. De sumin doar. Da, multe stele. Așa. Ei, deci a fost super tare. Să nu zici că e cu matematica. E cu mate, Cristina. Ce o zis? Că s-a plasat în poziția 2 după... La un concurs de curse. Care e poziția lui? 0-2. Sigur? 2. Băi, eu nu știu. 2. Nu, stai să șterg aici. Păi nu, că o zis că... Ce înseamnă I overtook? 1-1-1-1. Adică e mai în față la ăla, nu? Da. I overtook, dai 2. Nu, dau 3. Stai. E greu testul. Dai 2. Trebuia să spune de la început 2. Eu știu răspunsul, dar vreau să zăpăcesc puțin Cristina, că eu, știți, pe canalul meu am toată experiența la ăsta. Când mai stau capul jos, stai cu barba sus. Da, de ce vrei să mă zăpăcești? Pentru ca să înveți să te fac inteligentă. Dă-i next. Vrei să zic răspunsul eu din prima? Slide la stânga. Bravo! Deci îți dădea săgeata spre dreapta, ca să te fraierească, așa. Te fraierească! Așa. Trebuie să hrănim pisicuța asta că ce este foame. Și trebuie să dea la pisicuță biscuiți. Toată lumea știe că pisica mănâncă biscuiți între mese. Cum facem? E mută pisica. Păi da, dar nu poți să muți. Dar trebuie să muți biscuitele. Dar doare biscuitele. Îl doare.
Cum facem, frate? Deci avem aici un gard cu... Auzi, dacă dai biscuiții la cuvântul cheat. Hai de mine. Eu știam că e cu din astea. Ce am jucat jocuri din astea la greu. Și că cuvântul pisică este de asemenea o pisică. Toată lumea știe asta. Când scrii pe foaie pisică, ai deja pisică. Băi, eu trebuie să beau apă, că jocul ăsta deja e deștept. Cristina deja s-a supra-solicitat toată ziua. Zice, mamă, deci nu știu cuvântul pisică. Te văd. Nu m-a supra-solicitat. Hai să vedem. Unde este ninja verde, Cristina? Păi facem așa. Bă, dar ce? Asta ce au știut de arte, cu din astea, ce te pricep cu arte. Când vine vorba de culoare, a? A, ce mi-a plăcut că a fost deșteaptă din prima. Ce este ciudat în această pictură? Hai să vedem. Este ciudat asta, super, Wonder Woman. Supereroina? Supereroina. Dar nu, stai puțin, ăsta este de Halloween. Da. Bă, nu știu. Ce credeți voi că este ciudat? Păi, stai să ne uităm, să ne uităm așa cu atenție. Ceva ciudat pe aici? Dar ce e roșu în spate la pelerina ei? Pelerina ei la fată? Da. E pelerina ei. Ceva este ciudat aici, Cristina. Dar de pe ceva, adică... Deci stai puțin, este un bal mascat într-un fel, știi? Da, este un bal mascat de Halloween, gen. Ok, avem clown, super din ăsta, avem pirați. Avem pirat, clown, zână... Super eroină, căpșunică, ce e asta? Auzi, o fi steagurile deasupra, nu trebuie. Bă, ce-ar fi ciudat aici? Dar ceva aici? E ciudat aici, adică... Ceva e suspect aici. Pantalon galben, mustață... Are o fată mustață, nu văd o singură sprânceană, are o fată... Vin? Umbrele astea. Vinu? Doamne, hai să ne concentrăm cu toții să vedem ce-ar fi tortul, ciudat tortul? Aici. Campanie? A, și ce ciudat? Paharele astea două ciocnesc, deși nu le ține nimeni. A, nu e așa ciudat, e normal, se întâmplă toată ziua. Bă. Auzi, ălea de sus care le aruncă? Dreapta stânga? Dau click. Păi nimic, totul este... Ăsta, cuvântul e unusual. Să vedem. E complicată faza. Auzi, ăsta are cineva își ține o mână ciudată, cumva, nu știu. Ăsta are un colț aici, așa? Da, că e vampir. E vampir. Vampirul. Bă, și umbră. Nu te lasă să dai click așa de iurea. Ideea este că putem folosi un hint dacă te-ai blocat, femeie. Credeți că ne-am blocat? Eu zic că te-ai blocat, Cristina. Tu te-ai blocat? Eu nu vreau să mă bag, ești tu te joci acum, adică nu vreau să mă bag. Bă, nu știu, vreau să scrie comentarii. Ce credeți? Ce credeți voi? Mă, masa aia stă bine? Stă bine, hă? Cu două picioare, un picior, prințesa, mustața, n-are nimeni de tot. Da, deci ați scris ce credeți voi? Dacă ați scris, hai să vedem, dăm aici un hint, da, aici. Da. Să vedem, look at their hands carefully. Uite-te la mâini. Asta cred că are mai multe degete. 1, 2, 3, 4. Asta? Am văzut un hint așa pe gratis, Cristina, trebuie să dai seama. De prima am văzut mâinile cu 7 degete. Care lună este cea mai lungă? Păi, se referă la lungă de la scris? Ia de-i pe calendar acolo, vezi. Mai este. Mai e cea mai lungă? Da. Sigur? Da. Dar e vor februarie, că e lung februarie, vezi? Vezi, se referă la cuvânt. Păi, dar nu ți-ai dat seama, Cristina, la jocul ăsta care e faza? Dă-ți seama, Cristina! Și că februarie are cel mai multe litere, vezi? Februarie! Prinde 5 mere care cad. Uleu. Care cad, care cad, nu care zboară sus. Uleu! Care cade. Dar nu pot! Cristina, cade mărul! Nu pot să dau click! Nu pot, frate! Așa, mai un oră. A fost greu. Mine, ce greu. Greu a fost viața cu mere. M-am supra-solicitat. Cristina, de apălea care zboară în aia, Cristina. Nu prindeți merele care zboară. Bun. Pisica trebuie să sară partea alaltă. Și cum face pisica? Auzi? Copac, așa. Ea încearcă să unești zidurile. Poți să dai jump când vrei să sară. Acolo ai jump-ul jos, iubirea. Ah, ok. Dar stai puțin. Dă-mi un copac. Poate sară că pisica. Nu. Trebuie să pui ceva jos. Hai să mănânci o ciupercă, să se facă mare. Vedem pe ce poți să dai. Ar trebui să dăm pe o ramură dintre astea, nu? De click, clac, da. Ia poza pe jump-ul de sus de la jump. Mic, așa. Pe other side. Tom, pisica, Tom. Păi pisica nu poți dai. Auzi, nu poți face ceva acolo jos, în ravinul ăla, așa. Deci așa, mic. Au click, bă, așa. Nu știu dacă, nu vreau să folosești un hint, Cristina. Bă, deci testul ăsta e greu. Prof asta care a făcut testul. Asta e deja nivel de bug, nu mai aici așa de ușor. Serios, dă-mi bug-ul. Auzi, dar dacă dai de dublu jump, de dublu click jos. Stai. Dăm o dată jump.
Și încă o dată, nu, că se face așa. Se face rău de înălțime. Se face rău de înălțime la pisică. Am mai făcut ceva că n-am vreau. Nu vreau să dai hint, Cristian. Nu am să-mi dau click. Dar tu, ca om deștept, ce ai face în locul meu? Aș pune ceva aici așa, adică... Auzi, dar liniile astea. Opa. Uite așa și sare pe ce aia. Ce mai ia de jump? Ai pus-o la mijloc? Da, e la mijloc, adică... Ok. A, bă, fetițo! Deci, sper ca să munce. Acuma! Vezi, eu am zis! Dacă dar n-ai făcut, Cristina! Dacă dați înapoi, deci, eu am zis ceva, dar sper ca asta să fie mai mare. Vezi? Numai că nu m-am gândit cum să o trag și până acolo în gură. S-o pui în gură. Super Tom s-a făcut, super pisică. Da. Okay. Oprește curentul, că-i... Oprește curentul. Periculos. Oprește blender-ul. Ce m-a scoat din priză? Vezi? Așa oprești curentul. Ah, dar nu mi-ai zis să operez curentul, mi-ai zis să opresc doar. Eu oprește, Cristina, adică oprește. Tu m-ai dus în eroare. Te-am dus. Hai, fă asta, că te pricepi. Top 7? Hai să dăm. Ah, ce bine! Doamna dirigintă ar fi super mândră de mine. Oh my god, doamna dirigintă, se-ți mândră. Dați nota acum, repede! Deschideți catalogul cu... Hai, sper că nu continuă cu matematică. Aoleu, Feli, nu vreau! Pune-le în ordine. Hai, bine. 1, 49. Asta e. Nu. 5, 7, 11, 49, 80, 100. Vai, ce greu a fost, m-am supra-solicitat. Uite, 1, 49, 80, 57, 11, 101. Hă? 1, 49. Asta le pun în ordinea asta de sus. Da, dar chestia este că după aia dispare. Haide. Ții minte? Da. 1, 49. 80. 5. 11, 7. 100. 1, 49, 80, hai, 5, 7, 11. Hai, tu ține minte primele, deci, și eu ultimele. Acum ține minte. 1, 49, 80, 1, 49, 80. 1, 49, 80. 5, 7. 11, 101. Yeee, mă, de palma. De palma, vezi? Ieri până la urmă și frumos. Trebuia să le pui în ordine de sus, nu în ordinea. Ce memorie faină ai, bravo. Mulțumesc. Care e numărul ascuns? Hai să vedem. Trage piatra. Tu calculai, nu? Da. 40. Tu calculai, nu? Da. Ce copii, Cristina? The next. Bă. Câte luni are 28 de, de zile? Vei să calculăm. Păi una, 4. Una. Are o 0. 0. Păi da, dar nu există și un februarie. 0. How many months have 28 days. Câte luni? Păi sincer, toate 12. Au 28 de zile sau mai mult. Da? Mm-hmm. Nu. Stai. Vezi, toate 12 au... ceva doar că dacă a fost, wow, m-a șocat așa ceva. Hai de-i că să mai vedem că mă ricep. Și că toate dintre ele au cel puțin 28 de zile. Așa. Salvați astăzi copil. Eu zic să-i lopata. Să stai pe acolo. Osu. Așa. Deci cum salvezi un copil de un cățel? S-a aprept de cu lopată un os și gata, așa toată lumea știe asta. Deci tot timpul găsești câte o lopată când ai nevoie. Da. Unde este? Oaia neagră. O parte. Ha, nu? Nu se poate da la o parte. De acolo, pe black sus. Și focul are. Așa. Dă click acum pe ea. Așa, vezi? Ce fain! Da! Mamă, super tare. What is the last letter in spelling? G. De ce? In spelling. Ah! Care este ultima literă? În cuvântul spelling. Cuvântul spelling. G. G. Bună. Nu știu dacă ești făcută pentru testele astea. Făcută. Hai să mergem, că îmi place foarte fain, sunt geniu până la urmă. Că, sper că n-ai încercat să pui litera Z cum voia Cristina. Hai să vedem, să găsim intrusul. A, între pisici se află un șoricel sau un pisică, Cristina, un câine. Dă-i tu la poarte. Este vreun câine? Vedeți așa sau dăm la o parte? Uite șoricelul, l-am găsit. L-ai găsit? Da. Ce eu-s bună la din astea cu... Când o să-l vadă pisicile, ce o să fie dintre el? Salvează-o! Stai să vedem. Deschide din container. Pune containerul pe cap. Nori poți să-i muți. Stai puțin, avem aici o piață. Auzi, ea pune nori una lângă asta, zice nori una peste alta. Așa. Bă, ce tare, vezi cum îmi place! Mai una! Ok. Rândul șoarecele. Mă duc cu pica la șoarece? Ha, eu știu pe unde. Prin afară labirintului. Stai că nu poți să tragi. Păi, aia. Ah. De jos, iubita.
În afară labirintului. Eu, sunt șmechere. Eu am făcut toate chestiile și am văzut că nu este posibil în labirint. Și eu m-am uitat repede așa. Trebuie să te las să gândești, Cristina! Și că ai trișat? Da! Lui Tomu este foame, ajută-l! Nu dai prima oară drumul la foc. Pune conserva. Încă un șoarece? Există șoarece în conservă? Există șoarece la conservă. În România nu există șoarece la conservă. Cristina, te mai las să faci unul tu singur și după aceea gata. E unul eu singură. Singură! Păi să se îndrăgostească. Ce trei femei? Bani? Diamante? Stai să-i punem un balon. The Fall. A, nu? În prima oară el doarme. Sparge balonul. Să-l trezim. Dar cum îl spar cu verghetă? Așa. Așa. Doar așa, a trebuit să se trezească. Să se vadă ochii în ochi și se îndrăgostesc. Deci bărbații cam dorm. Trebuie doar să fie treje. Și femeile sfore, ia. Bine, nu uitați să rupeți butonul de Coco like. Și vă rog, scrieți-ne în comentarii dacă mai vreți jocuri dintre astea în care ne învață să fim deștepți. Super tare, mie mi-a plăcut foarte tare. Și mie foarte mult. Rupeți butonul de Coco like și ne vedem data viitoare. Pa! Deci chiar a fost fain, Felix, tu ești geniu. Nu ești doar frumos, ești geniu. Clar.